Eu ascult asta de mai mult de un an, zi și noapte. Așa răsuflă pacienții de COVID din terapie intensivă. Fiecare gură de aer li se dă cu o durere enormă. Unii s-au infectat la o petrecere, într-un bar sau o călătorie pe care puteau să nu o facă. Mulți din ei nu vor mai vedea niciodată persoanele iubite. Nu ignorați acest virus. Amenințarea e reală. Păziți-vă!